Data de 15 ianuarie vine cu vești bune pentru locuitorii comunelor Țintești și Smeni. Societatea Transbus a obținut toate documentele necesare pentru a putea opera și în aceste două localități. Autobuzele vor circula pe traseul 14 Buzău, Pogonele, Țintești, Maxenu, Smeni, Moisica, Albești, Udați, Mânzu, Udați, Lucieni, Călțuna, Retur și pe traseul zona 121 Buzău, Odaia Banului, Maxenu, Țintești, Pogonele, zona industrială și Retur. În câteva luni, operatorul de transport în comun va avea linii și către comunele Stâlpu, Merei și Cernătești. Pentru a putea acoperi nevoile călătorilor din toate comunele în care operează, firma de transport public a mai achiziționat 15 autobuze, care urmează să ajungă la Buzău în cel mai scurt timp. În data de 15 ianuarie vom extinde area de operare a serviciul transport public local în comunele Smeie și Țintești. Suntem în faza de licitație pentru în pregătire, de fapt în curs de licitație pentru 15 autobuze. Autobuze cu care vrem să ne extindem în continuare area de operare în comunele Stâlpu, Merei și Cernătești. Cam acesta este planul pentru început de an. Reprezentanții Transbus spun că au primit deja solicitări și din partea altor comune, care doresc să beneficieze de transport în comun cu autobuzele societății. Deocamdată acestea încă se discută, mai ales că primul pas care trebuie făcut este ca aceste comune să devină membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Buzău-Mărăcineni. Sunt solicitări și din partea altor comune. Un lucru care pe noi ne bucură, multe comunități din jurul Buzăului își doresc transport public în comunele lor. Ne apreciază pentru faptul că prestăm un serviciu în confort, siguranță și cu prețuri care îi avantajează, da? Și plus că majoritatea dintre oamenii din acele zone sunt nemulțumiți de transportul efectuat de unii din transportatorii interjudețeni. Reprezentanții Transbus au mai anunțat că desfășoară demersuri care vizează schimbarea vechilor compostoare de bilete cu validatoare electronice în cadrul proiectului e-ticketing. Totodată, din vara acestui an, Transbus va semna un contract de servicii publice, prin care va deveni unicul operator de transport în comun pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Buzău-Mărăcineni.